Hai să vedem așa. Deschideți-vă microfonul și ziceți din ce clasă sunteți. A 9, a 10, a 11, a 12, nu contează. A 9, a 11. No, super, 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 super. Bun, bun, bun. Deci avem din toate clasele. Ok. Bun, facem în felul următor. Haideți să încerc eu să fac un share la ecran. Și în prima fază, nu cred că îmi trebuie sunet. Vreau să-mi confirmați, vă rog, că o să vedeți ecranul. Se vede? Perfect. Bun. Am o poză aici așa de cover cu care am venit eu și nu e neapărat să mă dau mare, dar vreau să vă zic că atunci când vine vorba de pasiuni, sunt o persoană pasionată și mă implic în tot felul de activități. Nu o să începem prezentarea, numai atâta facem o scurtă introducere. Sportul cumva e la bază, la toate pasiunile mele sportul, că am făcut sport încă de când am fost mic. Anul trecut, eu sunt în Sibiu, apropo, nu știu dacă am apucat să vă zic sau dacă v-ați dat un profesor ceva, eu sunt în Sibiu de 6 ani de zile, original din Balș, născut, crescut la Balș. Și acum în Sibiu, aici este și muntele aproape și mergând pe munte m-am îndrăgostit de schi și anul ăsta mi-am luat, nu anul ăsta, anul trecut, în ianuarie, am făcut chiar și un curs de monitor de schi, așa că am un an de când am experiența asta. De vreo 3 ani de zile am redescoperit bicicleta pe munte, care e un pic diferită față de cum e pe asfalt și prin zonele Valsului, unde nu prea sunt poate neapărat dealuri și munți, așa ca aici. De 4 ani am început să alerg, adică înainte de bicicletă cu un an de zile am început să alerg, să merg la competiții de alergare și așa mai departe. De 5 ani, mai exact de când am venit în Sibiu, merg și pe munte. Și de 21 de ani, adică fix de la 10-11 ani de zile, am început să joc fotbal și cred că am făcut-o continuu până acum, chiar dacă la început era, să zicem, era în cadrul organizat, în cadrul unui club de fotbal și așa mai departe. În ultimii ani a rămas la stadiu de hobby, dar încă-l practic. Și ăștia 3 ani, 32 de ani de activitate, practic de când am început eu să merg în genunchi și până astăzi, adică 32 de ani de viață. Atâția ani am eu. No, acum, înainte să începem, pot să vă zic doar că pasiunile mele vor fi legate de ceva de aici, nu de toate, dar de o parte dintre ele. Dar înainte să începem, vreau să intrăm cu toții pe o platformă. Și, by the way, aș ruga pe cine are microfonul oprit, că se face microfonie la mine și mă aude 2-3 ori. No, dacă vreți să mai opriți din ele, dar ca idee de câte ori vreți să puneți o întrebare, deblocați microfonul, puneți întrebarea sau scrieți pe chat. O să încerc să păstrez câteva minute și la sfârșit pentru a răspunde la întrebări. Haideți să mergem pe platforma care se numește Slido. Fie puteți cu telefonul, da? Lăsați în bară, dacă sunteți pe telefon, Google Meet-ul ăsta acum și deschideți un browser sau deschideți camera și scanați acest QR code. Sau așa, da, observ și mă bucur că văd că niciun nu, știi? Îți doresc să merg la facultate, nu, atunci toată lumea vrea să meargă. Bun. Perfect, bun. Haideți să mergem la următoarea întrebare. Am înțeles. Vă doriți să mergeți la facultate, din ce știu eu și sper să nu greșesc, în Bar nu există nicio facultate, cel mai aproape în Craiova sau Slatina, așa că această plecare la facultate vine la pachet cu schimbarea orașului. Haideți să vedem cum răspunde la întrebarea asta. Ce anume crezi că ți-ar putea accelera acomodarea într-un oraș nou, mai ales dacă nu cunoști pe nimeni acolo, da? Intuim că ne mutăm într-un oraș nou în momentul în care o să mergem la facultate. Haideți să mergem la următoarea întrebare. Și aici este o întrebare în care nu mai sunt variante de răspuns. Aici este free text, da? Scrieți voi ce vreți. Aș vrea să-mi spuneți care sunt așteptările voastre de la ora asta în care vom sta împreună și vom povesti despre pasiuni. Cu ce ați vrea voi să rămâneți la sfârșit? Bun. O să trec un pic printre ele, doar ca să validăm așa, că poate unele dintre ele nu sunt neapărat în scop astăzi. Dar de învățat lucruri noi, eu cred cu siguranță că veți învăța niște lucruri noi, sper. Sper și chiar am încredere. Informații noi, da, ok, să aud un punct de vedere la cineva vechi în domeniu. Depinde despre ce e punctul ăsta de vedere, dar noi astăzi aici vom vorbi de pasiuni. Să înțeleg viața din perspectiva altor persoane, cred că o să ating această așteptare. Să învăț lucruri noi de la persoane noi, să-mi dau seama ce facultate. Asta să știi că este o așteptare nepotrivită, nu vreau să te dezamăgesc, nu știu cine a scris-o, dar că nu vom
Și atunci poate alegi o facultate din Sibiu doar pentru că te va inspira ceea ce vei vedea că fac eu prin Sibiu. Bun, am așteptarea să învăț din experiențele altor persoane, super, să avem posibilitatea de a ne exprima liber. Aici v-am zis, dacă vreți să avem o discuție liberă, sunt de acord cu asta. Puteți să vă deschideți microfoanele, puteți să vă exprimați orice cu privire la ceea ce vă voi prezenta, deci fără doar și poate, să mă distrez, eu sper să vă și distrați, să înțeleg cum să mă acomodez mai rapid într-un oraș nou. No, super, asta zic și eu că este scopul principal. Voi învăța lucruri noi, să văd posibilități diferite ale mediului de viață. Super, și asta, chiar cred că o să o atingem foarte mult, să mă dezvolt ca om și să depășesc fricile legate de viața care urmează după liceu. Da, super, foarte interesant, vă felicit pentru curaj și pentru deschiderea de a expune aceste lucruri. Haideți să mergem mai departe, domnul profesor, putem să începem? 27, acum nu mai așteptăm, din respect pentru cei care au fost la timp, haideți să... Da. Nu e nicio problemă. E ok. Bun. Mergem mai departe. Așa, vă ziceam mai devreme că fac diferite sporturi, monitor de scri, bicicletă, alergare. Bun. Ați văzut că fotbalul e 21 de ani, scrie acolo, de 21 de ani activez în fotbal, mai mult sau mai puțin oficial, acum, în ultima perioadă. Fotbalul... Da, sunteți și voi, aveți o anumită vârstă și sunt sigur că fiecare are ceva ce îl inspiră foarte mult, ce îl pasionează, ceva ce pune în tine acolo o dorință arzătoare. Pentru mine a fost fotbalul treaba asta și de mic, la 6, 7, 8 ani, când am început să dau prima oară minge, mă vedeam pe marele stadioanele lumii, știți cum e, când suntem copii și nu ne gândim atât de mult la piedici, nu ne gândim atât de mult la limitări și așa mai departe, astea se dezvoltă în timp. Dar la momentul ăla chiar credeam că o să joc pe marile stadioane și acum, printr-o întâmplare sau nu, în poza asta am ajuns pe Arena Națională, unde aș ca și România seară și am apucat să joc fotbal pe terenul ăsta. Într-adevăr, nu a fost o competiție oficială cu 10.000 de oameni în tribună, dar cumva a fost ceva ce de mic mi-am dorit foarte mult și m-am bucurat foarte mult, chiar dacă n-am ajuns fotbalist profesionist până la vârsta asta. Am început de prin 2000, 99-2000, cred că chiar 99, aveam 10 ani, că sunt născut în 89, prin 99 am început să... Am mers la domn profesor Teodosescu, nu știu cine îl știe, dar era o grupă de copii și juniori și ne-am strâns acolo o gașcă faină de băieți de prin oraș care erau pasionați de fotbal și chiar am avut rezultate foarte bune. Am avut norocul să fac parte într-o generație, cred eu, talentată și sper și cred în continuare că sunt talente în toate generațiile. Dar în momentul ăla chiar am avut foarte multe rezultate. Am început cu fotbal, campionat regional de fotbal, se ținea pe județ, pe zonă și am ieșit acolo campioni. După aia la junior de vreo 4 ori, după aia chiar la fotbal pe licee. Uite, poate domnul profesor și-a aduce aminte, în 2006 eram în clasa 10-a când am ajuns cu liceul Teoretic Balș și a ajuns să joace finala pe țară la fotbal pe licee. Am pierdut din păcate finala la Roman. Dar am avut și în zona asta rezultate și în fotbal de licee. După aia am început să joc Liga 3, am jucat la un moment dat, o perioadă scurtă. După aia Liga 4, Liga 5, majoritatea timpului aici am stat în Liga 4 și am luat diferite campionate și pe aici. Ăsta-s cumva rezultatul, nu sunt rezultatul meu, în primul rând că nu vorbim despre o persoană, când vorbim de fotbal e vorba de o echipă, dar e rezultatul a muncii unei echipe care... alcătuită din niște persoane foarte, foarte pasionate. Cred că și pasiunea pe care o pui în sportul pe care îl faci, face să ajungi la anumite rezultate. Aici, echipă de fotbal care am format-o din grupul de prieteni, la un moment dat, chiar l-am văzut pe George aici, tata lui George ne-a ajutat foarte mult și ne-a sponsorizat. Am făcut o echipă în care am strâns, să zicem așa, fiii risipitori ai orașului, că la un moment dat eram împrăștiați toți prin diferite părți. Și jucam pe la diferite echipe, moment în care Balș nu mai avea o echipă de fotbal și, din păcate, cred că nici astăzi nu există și îmi pare foarte rău că sunt sate și așa mai departe prin jur care investesc în campionatul ăsta de fotbal. Ok, excludem ultimul an și ceva de zile de când e pandemia, dar asta a fost tot din pasiune, foarte mulți, foarte gașcă foarte mare de băieți din orașul Balș, ne-am strâns de peste tot de pe unde jucam și ne-am format într-o echipă de fotbal la Balș.
Și deși am intrat, de exemplu, în 2016, am intrat în Liga 5, am intrat după vreo 10-12 meciuri, începuse deja campionatul de mult, am intrat practic numai cu înfrângeri, am reușit să terminăm pe locul 2, adică am bătut foarte, foarte multe meciuri până acolo și, din nou, aici la baza noastră pasiunea. După aia, ce-am făcut cu pasiunea mea comună, pasiunea mea, să zicem, cea mai mare pasiune la momentul respectiv, am lucrat la IAC, la fabrica care, din păcate, s-a închis în urmă cu un an și ceva de zile. Acolo am început să lucrez prima oară după facultate și, bineînțeles, prin fotbal, și, dar nu vreau să luăm neapărat fotbalul ca și nucleu, ci pasiunea. Printr-o pasiune, așa cum e fotbalul, am început să cunosc echipa de management, am început să ieșim la fotbal cu directorii, cu manageri de producție, cu persoane cu influență mai mare și din IAC, din compania în care lucram. Și cu ajutorul acestui hobby sau acestei pasiuni, a reușit să creez niște legături mult mai ușoare, o conexiune mult mai rapidă cu oamenii respectivi. Și la un moment dat chiar am mers către managerul de producție al meu de la momentul respectiv, era superiorul meu direct, și a zis: bă, uite, am înțeles că se face o echipă de un campionat de fotbal între mai multe fabrici, între mai multe companii, fotbal corporatist, așa cum era numit. Haideți să ne înscriem și noi acolo. Ai văzut că ne strângem foarte mulți în jurul acestui sport, ne place și așa mai departe. Și mi-a dat pe mână echipa, mi-a dat pe mână bugetul, mi-a zis: ok, haide, mă bazez pe tine că știi pe cine să iei din fabrică. Evident, erau foarte mulți băieți din Balș aici și îi cunoșteam, chiar jucase mare parte dintre ei. Aici sunt 1, 2, 3, 4, 5 dintre ei cu care deja jucasem la juniori în echipele alea prin 2000-2001 la început de an. Și ne știam, oarecum am făcut niște mici eforturi să ne coagulăm un pic, să facem câteva antrenamente, să ne strângem și așa mai departe, și apoi ne-am înscris în campionatul ăsta corporatist și din primele 4 ediții chiar am câștigat 2 dintre ele. La toate 4 am ajuns în finală, 2 le-am câștigat. Am mers la fotbal corporatist pe țară, aici suntem undeva în clubul sportiv Dinamo la București, unde am mers să jucăm finala. Și din nou, adică și aici pasiunea și-a spus cuvântul. Deci, deși m-am angajat, tot pasiunea mea, care a fost comună cu alte persoane, m-a făcut să am niște experiențe foarte interesante pe lângă job. Aici câteva poze din... Da, venea televiziunea, ne luau interviuri, era destul de mediatizată treaba, am apărut în ziarul local și așa mai departe, ca și campion la fotbalul corporatist. Și acum, în 2016, a venit momentul în care trebuie să mă mut cu serviciu, am venit la Sibiu. Nu știam exact ce să mă lege aici, nu știam exact ce o să fac, fusesem o singură dată în Sibiu, mi-a plăcut foarte mult centrul vechi, să fiu sincer, și am zis: bă, haide că o schimbare e binevenită. Eram deja de 26 de ani, de când eram în Balș și Craiova, să zicem că am locuit și prin Craiova o perioadă. Și venind la Sibiu, ce credeți? Prima dată când m-am angajat, mi-am dat seama că echipa, angajatorul unde m-am dus, sponsoriza o echipă de fotbal din angajați din fabrica respectivă, Continental, by the way, se numește compania la care lucrez. Și evident, primul lucru care l-am făcut, am pus mâna pe telefon și l-am sunat pe cel care era responsabil cu echipa de fotbal. În poza asta e aici Răzvan. Da. Adică primul lucru pe care l-am făcut când am venit în Sibiu a fost din nou să mă conectez de fotbal. Ba mai mult decât atât, nu cunoșteam pe nimeni înainte să întâmple povestea asta, o zic ceva amuzant, nu cunoșteam pe nimeni, am ieșit la alergare în parc singur și la întoarcere în drum spre casă, cred că erau 2 zile sau 3 zile de când mă mutasem în Sibiu și încă eram singur, în drum spre casă am trecut pe lângă un teren de fotbal, unde jucau niște băieți. M-am dat jos din mașină așa cu tupeu, m-am dus la ei și am zis: bă, fraților, adică m-am dus la unul dintre ei și am zis: bă, uite, eu sunt în Sibiu de câteva zile, nu cunosc pe nimeni aici, dar îmi place foarte mult fotbalul, mi-ar plăcea să am ocazia să joc și eu fotbal cu voi, dacă există posibilitatea, bineînțeles. Și după o discuție foarte scurtă m-am conectat cu băieții, adică am jucat fotbal atunci, m-am dus acasă repede, mi-am luat echipamentul și de atunci vă zic că, uite, inclusiv aseară, am jucat ultima oară fotbal cu aceeași gașcă, care acum 6 ani de zile o cunoșteam așa la întâmplare pe un teren de fotbal. Și asta pentru că am avut grijă de pasiunea asta și m-am folosit de ea de fiecare dată și cu ajutorul acestei pasiuni am reușit să creez foarte multe conexiuni. Și sunt diferite locuri. În Alba Iulia am mers la fotbal, unde am jucat. Din nou am cunoscut o grămadă de oameni. Aici sunt în echipă din Sibiu, în Râmnicu Vâlcea, la un turneu, unde din nou am cunoscut alți băieți și așa mai departe, cu care am păstrat legăturile. Și
Da, din când în când îmi place să mă mai mut și în tribună, mai ales în ultimii ani de când am lăsat-o mai moale, așa să zicem, cu jucam de 4-5 ori pe săptămână, am lăsat-o mai moale, m-am mutat un pic în tribună acum și aici sunt câteva stadioane care, dacă au ceva în comun, m-au pe mine că am fost pe ele în ultimii 4 sau 5 ani de zile. De câte ori călătoresc pe undeva, primul lucru care îl fac este să-mi scot telefonul, să deschid aplicația de Flashscore, să-mi dau seama dacă în orașul respectiv există vreun, vreun stadion și dacă este vreun meci. Din nou, vorbesc acum de situația dinainte de pandemie, dar excludem partea asta de ultimul an și ceva de zile. Și astea sunt doar câteva stadioane pe care am fost în ultimii câțiva ani. Ba mai mult, unele dintre ele sunt și în plan să fie Euro, să vedem dacă se mai organizează. Și, de exemplu, aici am plecat cu o gașcă din Balci, cu trei prieteni, tot din liceu teoretic, mai mari ca mine ca generație, și am fost până în Franța să vedem, să vedem Euro 2016, meciul de deschidere a jucat România împotriva țării gazdă, Franța. Și ce a fost aici a fost ceva nebunie, ceremonie, deschidere, Shakira, nu știu cine a mai cântat pe aici. Și a fost o atmosferă extraordinară. Da, prin delegații, aici am mers într-o delegație, aici am mers într-o delegație de la muncă și am corupt și niște fete să meargă vine pe stadion, aici sunt pe Allianz Arena în München. Din nou, cum mai are? Ce vreau să zic este faptul că nu, pasiunea asta pentru mine e, a devenit un stil de viață, un mod de viață, respir și trăiesc fotbal și nu pot să mă abțin de câte ori văd că este fotbal în jurul meu să mă implic într-un fel sau altul, fie că e în tribună, fie că e pe teren. Și multe, multe alte evenimente, multe stadioane. Aici alături de un fost campion european la Champions League, Ricardo Carvalho. Craiova, bănuiesc că știți stadionul din Craiova, care este echipa mea de suflet, la care s-a abonat, chiar dacă nu pot să merg pe stadion, am abonament activ. Lia Manuliu, în Italia am fost la Euro Under 19, acum 2 ani când au ajuns România până semifinale și așa mai departe. Londra, aici Stamford Bridge. Și aici, iarăși, gașca de aici este o gașcă din Balci. Toți de aici suntem din Balci, care ne-am strâns în jurul unei pasiuni și am pornit până în Italia să mergem să susținem România. Deși eu sunt în Sibiu, ok, el este în Balci, el este în Austria, el este în Craiova, el este în Vâlcea, el e în București, el este în Londra. Deci, vedeți cum ne-am împrăștiat toți peste tot, dar când vine vorba de o pasiune, imediat ne-am strâns și ne-am găsit un scop comun și am făcut o chestie de genul ăsta. Bun. Aici, uite, am surprins chiar, cred că ăsta este momentul ca să înțelegem ce înseamnă o pasiune și câtă energie poate să aducă, cel puțin în interiorul meu și cred că așa se întâmplă pentru fiecare, indiferent care e pasiunea ta. Ăsta cred că este momentul de cea mai mare energie și entuziasm pe care l-am trăit vreodată pe un stadion de fotbal, chiar dacă am fost până acum poate la sute de meciuri de fotbal sau am jucat sute de meciuri de fotbal. Aici am fost în Italia și am fost la acel Euro Under 19, acum 2 ani de zile, unde a jucat România și a bătut pe Germania, pe Anglia cu 4-2 după un meci extraordinar. Aici am surprins live bucuria golului de 3-2. Și aș vrea să... Era scorul, doar ca să vă faceți o idee, se făcuse scorul 4, era 0-0 până în minutul 80 și până s-a terminat meciul, adică în ultimele 12, 13, 14 minute s-au dat 6 goluri. Da, unde m-am întâlnit cu un coleg de muncă pe stadion din accident, vă dați seama, în Italia, e coleg cu mine de aici, din Sibiu, m-am întâlnit accidental cu el și zice, băi, ești nebun, am fost să-mi iau o bere de la magazin, am plecat la 1-0 și m-am întors și era scorul 3-2, adică arata 4 goluri cât i-am luat 2 beri. Da, ba chiar mai mult de... Da, exact. Mai mult decât atâta, cu gașca am ajuns și pe la CSP Românii, pe la Cabral, tot cu inițiativa asta de fotbaliști. 2016, gașca iarăși din Balci, poate pe unii cunoaște Sabana. Am fost la Cabral sub o emisiune specială care avea tema asta de pasiuni. Cum au găsit ei tema asta de pasiuni, hai să găsim niște pasiuni comune la niște oameni să facem o competiție. Și acum, by the way, chiar ne-au sunat acum 2 săptămâni și au zis că vor să reediteze treaba asta, deci e foarte posibil că în următoarele câteva luni să mergem din nou la ce spun românii. No, bun. Cam asta, să zicem că ar trebui să sublinieze faptul că 25 de ani, 26 de ani, până în momentul în care am mutat în Sibiu, viața mea se numea fotbal. Nu știam altceva, doar fotbal și tenis de picior. Toată ziua la bal și asta făceam. Evident, când m-am mutat în Sibiu, primul an de zile, no, cu aia eram învățat, clar că cu aia am continuat și aici. Și ușor, ușor, aș vrea să mă îndrept acum spre alt subiect, care a devenit între timp și ăsta parte din viața mea, poate foarte, foarte, poate prioritar, poate numărul unu în momentul ăsta, poate chiar sau la egalitate cu fotbalul sau pe acolo, oricum.
și anume muntele. Mi-am dat seama că în Sibiu am muntele aici aproape și că în jurul muntelui se pot face o grămadă de activități. Chiar o grămadă. Acum o să vă zic doar despre una dintre ele, care cred eu că e așa pentru scară largă, oricine poate să facă și pe voi vă încurajez. Oricine nu trebuie să ai neapărat nu știu ce nivel de pregătire sau un echipament de 1000 de euro sau lucruri de genul ăsta. Adică chiar e accesibil pentru toată lumea. Evident, îți trebuie să ai și munte un pic mai aproape. Dar, din nou, vreau să ne concentrăm pe ce înseamnă o pasiune și cât de multe lucruri poate să-ți oferă o pasiune. Nu să ne uităm neapărat, da, ok, și să zicem, uite, tu ai muntele aproape, ți-a fost ușor să faci asta. Deci nu vorbim neapărat de munte, ci vorbim despre o pasiune. Poate cineva are o pasiune cum este desenul sau muzica și atunci nu implică activitate fizică, da? Ideea din spate este, aș vrea să ne uităm la pasiune și cum ne poate ajuta o pasiune indiferent ce vom face. Și acum, asta este următorul lucru despre care vreau să vorbim, despre munte. Am început să mă apropii de munte în 2017, adică la un an după ce am venit în Sibiu. Am ieșit prima oară în câteva ture organizate, chiar două ture atât am făcut, cu o gașcă faină de oameni entuziasmați și așa mai departe, dar pregătire, informații, nu cunoșteam prea multe, nu știam nici în ce să ne îmbrăcăm, nu știam nici în ce echipament să avem și multe lucruri, ce mâncare să luăm și așa mai departe, da? Bucurie mare, poze, atmosferă și așa mai departe. După care în 2018... Iarăși destul de slab, la început de an am ieșit toată în Brașov, dacă ați ajuns sau dacă veți mai ajunge, există tâmpa, acel munte în spate unde este și scris Brașov, așa cum e scris la Hollywood, cu litere pe munte. Se poate urca până acolo, e o urcare foarte, nu foarte ușoară, dar e o urcare medie, zic eu, cred că într-o oră, o oră și un pic ajuns sus și ai un view extraordinar, adică vezi Brașovul de la 700-800 de metri altitudine, e ceva magic. Și după care în 2018, fiind atras un pic și, din nou, am simțit că poate fi o pasiune de-a mea muntele, am început să urmăresc tot mai mult zona asta și am vrut să mă dezvolt, am vrut să aflu, haide să văd ce pot să fac, cum pot să mă educ în a face munte, a merge pe munte mai des, cum pot să fac să am mai multă încredere, pentru că nu aveam nici încredere, tot timpul mergeam în grup organizat, nu eu eram ăla care era cu inițiativa, ci pur și simplu dacă m-a invita cineva, am mers, dacă nu, mi-a fost teamă să merg. Că mi-era teamă de marcaj, mi-era teamă că mă rătăcesc, că nu știu ce se iau cu mine și așa mai departe, lucruri de genul ăsta. Și am dat la un moment dat despre o chestie foarte interesantă, un proiect, au venit niște băieți prin Sibiu și au făcut un tur prin țară, dacă nu mă înșel, chiar și în Craiova au ajuns la un moment dat, în care promovau un proiect care se numea Școala de Mers pe Munte. Asociația Tășu, scrie aici în sigla asta, Tășuleasa Social se numesc ei, și spun în felul următor, așa au promovat ei lucrul ăsta. A merge pe munte poate fi o pasiune, un sport, o activitate recreativă, dar oricare dintre acestea presupune o serie de cunoștințe referitoare la tehnici, echipament, orientare în teren și, în primul rând, atitudine responsabilă față de munte. Astfel de cunoștințe se dobândesc de multe ori cu prețul unor greșeli trăite pe propria piele, iar pentru cei norocoși din experiențele trăite de alții. Rare ori le găsim prezentate exhaustiv în formă didactică și practică. Noi, cei de la Tășuleasa Social, credem că astfel de cunoștințe ne sunt de folos și, dincolo de domeniul lor specific, lecția muntelui ajutându-ne să devenim mai omenoși, mai solidari, mai sensibili la frumos și mai responsabili față de natură. Așa era cumva promovat proiectul ăsta al lor cu Școala de Mers pe Munte și evident cred că sună destul de bine și inspiră pe alocuri forma în care ai pus mesajul ăsta și era ceva ce eu căutam. Căutam să mă documentez, căutam, simțeam că sunt nesigur pe mine când vine vorba de munte și uite că punându-mi tot timpul întrebările astea și uitându-mă în stânga, în dreapta, știți cum se mai spune legea asta atracției, cine crede în ea, acum unii cred în ea, unii nu cred, dar cred că funcționează indiferent când crezi sau nu. Am atras cumva, adică atenția mea s-a îndreptat spre a căuta informații și am ajuns așa la informația asta. Și m-am aplicat, bineînțeles, m-am dus la ei. Ca idee, să vă faceți o idee, nu a costat nimic această școală de mers pe munte. Am fost 5 zile tocmai în Vatra Dornei, pe lângă Bistrița, nordul țării, un sagață, Harta în cui, cum se zice la noi în sud.
Și am cunoscut niște oameni extraordinari, n-am plătit nimic, am stat 5 zile acolo pe banii lor, pe mâncarea lor, dacă vreți, pe echipamentul lor, că nu ne-au pus să luăm echipamente înainte. Ei voiau să inițieze niște tineri care n-au experiență și au drag de munte, au dorință, dar sunt nesigur exact situația în care eram eu. Și am mers acolo și în astea 5 zile a fost, wow, acolo a intrat microbul mie în sânge, pentru că oamenii m-au învățat în 5 zile, în primele 2 zile teorie, am stat ca la școală așa câte 8 ore în sala asta de aici, pe care o vedeți, și am învățat de la cum să ne orientăm în natură, după soare, după mușchii de pe copaci și lucruri de genul ăsta, până la cum să ne încălțăm inclusiv la bocanci și cum să ne legăm șireturile. Adică atâta de detalii au mers și au încercat să ne educe. Tot ce înseamnă echipament, tot ce înseamnă condiție fizică pe care ai nevoie, ce alimentație să ai, ce mâncare să-ți iei după tine, ce echipament, cort, ce trusă de prim ajutor, cum se face prim ajutor și așa mai departe. Adică foarte complex. 2 zile am făcut numai teorie, după care au zis, ok, haideți să vă dăm noi un echipament acum pe ceea ce am povestit până acum, puneți rucsacul ăsta în spate și mergem 3 zile pe munte și aplicăm ceea ce ați învățat la curs aici. Că știți cum e informația, ok, am văzut și mai devreme în așteptări că vreau să aflu lucruri noi. E foarte bine, ăsta e primul pas, să fim curioși, să aflăm lucruri noi. Dar foarte important ca lucrurile la noi să aducă ceva în viața noastră este să le și aplicăm. Corect? Că dacă nu, vin și trec pe lângă noi. Vin, ne intră pe ureche și iese pe alta, da? Să mai zice. De ce? Pentru că creierul tău, până la urmă, poate să dosarieze, să zicem așa, un anumit nivel de informații. Dar cel mai mult înveți din experiență. Așa va fi și în viață, așa va fi și la facultate, când veți merge, veți vedea. Și pe același principiu și aici, știi? Ok, am învățat niște lucruri, hai să vedem ce facem cu ele acum. Și am ieșit pe munte. Și ne-am dat seama că ca să ieșim pe munte trebuie să știm ce mâncare să ne punem la noi, ce echipament să ne luăm, ce unelte, de exemplu busolă, hartă, ce înseamnă marcajele turistice, ce înseamnă roșu, galben, albastru, bandă, triunghi și așa mai departe. Vremea foarte important, adică niște lucruri esențiale fără de care e bine să nu pleci de acasă, că e foarte important să fii informat când pleci pe munte. Și uite așa, am ajuns undeva la am făcut o tabără de bază undeva la 1500 de metri, ceva de genul, chiar aici în cortulețele astea am dormit. Asta e o poză foarte faină făcută seara, uite, cu frontalele aprinse, cu luminile aprinse în cort, cineva ne-a făcut o poză. Da, ne-au dat un echipament, deci ne-au pus în spate, am mers pe munte și am dormit acolo. După care ne-am familiarizat un pic cu zona, am montat lucrurile pe acolo, după care a doua zi am plecat spre creast, spre vârf. Și ăsta a fost primul meu vârf de peste 2000 de metri, mai exact 2100 de metri, vârful Pietrosul Călimani. Uite aici cum mergeam fix pe creasta muntelui, adică într-o parte și în alta aveai prăpaste, așa cum te mai uiți la filmele și mai vezi. Uite și aici, vedeți cum e, deja vegetația aici e mult mai mică, arbuștii sunt foarte mici, nu mai există pomi și pomi mari, stejar, faci și așa mai departe la peste 1700-800 de metri, deja se termină asta. Și există niște arbuși pitici. Și uitați cum mergem exact pe muchia muntelui și am mers până pe vârf. Aici era o cruce, un marcaj, vârful Căliman, 2100 de metri și așa mai departe. Da, una peste alta a fost primul vârf peste 2000 de metri pe care am ajuns. A fost prima tură pe creasta unui munte și primul backpacking. Adică să-mi iau rucsacul în spate și să-mi pun în el tot ce am nevoie ca să pot să stau pe munte mai multe zile. Și evident, am plecat de aici. Am început să mă documentez foarte mult de ce fac ei și mi-am dat seama că fac foarte alte multe proiecte și chiar vă recomand, o să vă recomand imediat două site-uri și vă recomand din suflet să-i urmăriți și urmărindu-i puteți să vă și conectați de ei, poate mai devreme sau mai târziu veți ajunge să vă implicați în diferite proiecte. Tășuleasa Social, de exemplu, printr-un proiect de-al lor au plantat peste 1 milion de copaci în România. Știți că există problema asta cu defrișările și se fură, se taie ilegal copaci. Ei ce fac? Ei prin voluntariat, adică voluntariatul înseamnă o activitate pe care o faci din plăcere, tot dintr-o pasiune sau prin prisma valorilor comune pe care le ai. Nu ești plătit pentru ea și ei au reușit să mobilizeze atâția oameni prin valoare pe care ei o aduc în societate, au reușit să mobilizeze foarte, foarte mii de oameni să planteze, vă dați seama, peste 1 milion de copaci în România. E extrem de mult, numai să numeri până la 1 milion cât ți-ar lua, dar să pui copaci. Și da, vă recomand astea două site-uri să-i urmăriți. Unul dintre ele, Tășuleasa Social, sunt ei ca și organizație, www.tășuleasasocial.ro.
unde puteți afla lucruri de educație montană, puteți vedea cultura României în cea mai pură formă, așa cum o promovează ei. Poți să-ți dai seama cum te poți implica și tu, cum poți ajunge să colaborezi și tu cu ei prin diferite proiecte de voluntariat. Și acum o să vă povestesc de Via Transilvanica, o potecă fabuloasă. Deci ce fac oamenii ăștia e ceva incredibil. O să vă trimit și un video, dar eventual după, poate îl dau link-ul către domn profesor și îl share-uiește la voi, ca să nu stăm foarte mult acum, pentru că sunt foarte multe materiale video. Ce fac ei prin acest Via Transilvanica? Fac o potecă montană, oamenii ăștia, de la Pudna, adică de unde se agață harta în cui acolo din nordul României, care coboară așa prin munți, prin Carpații Oriental, vine prin Meridional, pe deasupra Sibiului, pe aici, și coboară la un moment dat pe lângă Hunedoara până la Severin. 1400 de kilometri are această potecă. Și acum nu știu câți dintre voi știți de Santiago de Compostela. Există vreo 2-3 potești celebre de genul ăsta în lume, una în Spania, una în America, unde sute de mii de turiști în fiecare an merg și călătoresc pe acele poteci în scop de pelerinaj, zic ei, dar care înseamnă o călătorie inițiatică, cum se citea, dacă ați văzut prin toate cărțile astea cu povești istorice și așa mai departe, maturizarea la un moment dat a tuturor tuturor eroilor care apar în fiecare poveste, vine printr-o călătorie inițiatică. Adică ești împins să mergi în lumea largă și să experimentezi viața, să o înfrunți, să cunoști oameni, să trăiești și să experimentezi foarte multe lucruri și după aia se consideră că ai ajuns la o maturitate astfel încât să poți să vezi viața cu alți ochi. Cam asta este povestea din spate și acestui poteci, Via Transilvanica, chiar împreună cu o gașcă, dintre care din nou mă întorc către Bal și încă am câțiva prieteni acolo care țin foarte, foarte aproape de ei. Uite, doi dintre ei o să vină mâine aici. O să vină doi dintre ei de la Balș mâine aici și o să mergem în niște ture de bicicletă prin jurul Sibiului pe munte cu scopul de a ne pregăti pentru Via Transilvanica. La vară, în luna iunie, vrem să mergem la Pudna acolo și să pornim pe biciclete până la Sibiu vreo 700 de kilometri într-o călătorie de vreo 12 zile așa. Cu rucsac în spate, mergem pe drumul ăsta care este potecă de munte, adică e drum off-road, mare parte, doar prin sate unde vom coborâ să dormim, vom găsi asfalt. Și, din nou, ăsta are, cum să vă zic, deja îmbină mai multe lucruri. Odată e pasiunea mea de a descoperi lucruri noi și locuri noi și oameni noi. Pe de altă parte, e bicicleta, care îmi place foarte mult să merg pe ea. Pe de altă parte, am oamenii dragi pe care vreau să-mi atrag cu mine în călătoria asta. Aflu și descoper cultura României în cea mai pură formă, adică merg efectiv la turism și fac turism la fața locului, la om în curte, adică mă duc și ajut și comunitățile care există deja pe munte, pe acolo, că vom trece prin sate din astea mai uitate de lume, care sunt la 700-800 de metri altitudine față de nivelul mării, adică la poalele munților, unde nu ajung foarte multe mașini, unde nu ajung foarte multe resurse. Și atunci scopul acestui drum este să și îmbogățească cumva, adică toată lumea câștigă de aici, îmbogățește și acele comunități de oameni care sunt acolo, prin faptul că treci pe la om prin casă și te primește, te pune la masă, poate îi lași o sumă care de multe ori este modică, de 30, 40, 50 de lei, în felul ăsta el să ajută de banii aia, să-și îmbunătățească și el condițiile, tu te-ai bucurat să mergi undeva, să pui capul jos, să te odihnești, a doua zi să pleci. Deci are o valoare culturală extraordinară proiectul ăsta pe care îl face Câșuleasa Social. Și uite, chiar dacă v-am stârnit interesul, o să vă rog să-mi aduceți aminte să vă dau un link la sfârșit în care să vedeți cu ce se ocupă oamenii ăștia și cam care este povestea din spate de la acest proiect. Da, uite, chiar îmi dai o idee. Acum, inițial sărisem peste ea, dar fac o chestie pentru că eu chiar cred că e valoros. Am făcut chiar un video în care vorbesc despre ei. Și cu Tibiu share-ul și cred că ajută să fac un share la video. Bună dimineața! Vă salut din Tășu, Tășuleasa, un loc plin de magie, senzațional, din județul Bistrița Năsăud, foarte, foarte aproape de Vatra Dornei. E un loc între munți minunat. Și mă gândeam la efortul pe care l-am făcut acum 2 luni de zile. Acum 2 luni de zile am terminat un semi-maraton de 21 de kilometri.
în Sibiu și pentru mulți din apropiații mei, dar chiar și pentru mine, mi s-a părut un efort supraomenesc. Acum, între timp, alergarea a devenit parte din rutina mea, îmi place foarte mult și îmi propun chiar să mă autodepășesc, să-mi cresc foarte mult, să ridic mai sus limitele pe care le am în momentul ăsta. Acum, ca să pot să fac asta, am nevoie să cresc eu ca pregătire, să cresc eu ca și credință, să cresc eu ca și rezultate, ca și efort și așa mai departe. Și mai povesteam și în trecut despre dezvoltare și despre creștere și cred că o metodă foarte, foarte simplă de a face asta este să te înconjori, să te apropii de oamenii care au rezultatele pe care te inspiră. Vezi ceea ce fac ei, fă și tu același lucru, pas cu pas și poți să ajungi să ai și tu aceleași rezultate. Și acum când am intrat în lumea asta a alergatului, am aflat de un om și o poveste de viață extraordinară care inspiră realmente sute de mii de oameni, milioane de oameni la nivel mondial. E o persoană care în 2016 a debutat la o competiție de alergare. Nu e orice alergare, ci competiția se numește Ultramaraton, Arctic Ultra. Se desfășoară la Polul Nord și are o distanță, e pe o distanță de 550 de kilometri această competiție. El a debutat acolo pentru prima oară. Da, 550 de kilometri. Ce înseamnă asta? Ca și comparație. Ca să ajung aici, în Vatra Dornei, am plecat din Craiova. Am traversat țara de la nord, de la sud la nord. Am plecat din Craiova, am trecut prin Balș, ca apoi să trec prin Vâlcea, să ajung în Sibiu, deja a doua zi, și apoi din Sibiu, Mediaș, Târgu Mureș, Reghin, Bistrița și am ajuns aici la Tășuleasa. Am traversat efectiv țara la nord la sud și am făcut 460 de kilometri. Gândiți-vă acum că competiția ultramaratonul de care vă povesteam are 550 de kilometri în 2016, adică 100 de kilometri mai mult decât are România de la sud la nord. Și această competiție are plecare din Canada și se termină undeva la Cercul Polar, să aleargă la un moment dat pe Oceanul Înghețat. 550 de kilometri la temperaturi de până la minus 52 de grade. Și acest om a mers acolo pentru prima oară ca participant și a terminat această competiție pe primul loc. În 2017 se întoarce din nou acolo, competiția deja e mai lungă, cu 40-50 de kilometri și intră în istorie, intră în Guinness Book ca omul care e primul om din lume care își apără acest rezultat, acest titlu și câștigă din nou această cursă, 2 ani la rând. Iar în 2018 merge pentru a treia oară la această competiție care de data asta are 660 de kilometri. 660 de kilometri cu temperaturi extreme de până la minus 35 de grade de data asta și este din nou câștigător, a treia oară la rând. Wow, este un record remarcabil și foarte încântat și entuziasmat pentru că este chiar român. Este un român de-al nostru și este chiar acum aproape aici lângă mine. Numele lui este Tibi Ușeriu și aș avea, Tibi, pentru tine o singură întrebare. Dacă poți să ne spui, e clar că oamenii te vor cunoaște de acum 10 de ani, poate 100 de ani, poate și mai bine pentru ceea ce ai realizat doar prin acest maraton. Da? Oare e ăsta DC-ul tău, e ăsta lucru care ai vrut să-l lași în urma ta? Mă, nu știu. Eu cred că este unul dintre lucrurile care eu le-am descoperit și mi-am dat seama că pot să fac asta. N-aș vrea să rămână doar această cursă, cea cursă de la Cercul Polar. Eu acum am mai trecut pe partea asta de alpinist de altitudine, care îmi place foarte mult și cu siguranță o să mai particip la alte competiții care sunt catalogate unele dintre cele mai grele de grele din lume. Acum, bineînțeles că depinde foarte mult de ceea ce urmează pe viitor, de ceea cum am să mă simt, pentru că la un moment dat vine și uzura, vine și lucrurile astea care nu te aștepți. Dar cu siguranță mi-aș dori măcar din 10, cele 5 să le parcurg cele mai grele. Acum, cu siguranță, n-am să le pot câștiga pe toate, cum am câștigat-o pe asta. Dar m-am identificat foarte mult cu competiția asta de la Cercul Polar. Este o competiție care mie mi-a plăcut foarte mult. Mă bucur că am putut să o domin în 3 ani la rând, dar cu siguranță o să mă întorc din nou acolo. Asta știu sigur. Am zis că poate mi-o fac cadou de 50 de ani. Și la 50 de ani de ziua mea mă mai întorc o dată acolo ca să mai câștig sau să încerc să mai câștig o dată această cursă. Dar, cum am zis, eu cred că principalul este să ne depășim pe noi, să ne depășim, pentru că de fiecare dată noi singuri ne punem bariere, ne punem limite și trecem foarte greu peste situațiile astea. Și eu cred că eu n-am promovat niciodată sportul de performanță, am promovat sportul de masă, am promovat schimbarea, am promovat foarte mult
să zic așa, asumarea trecutului și asumarea greșelilor care le-am făcut. Pentru că doar asumându-ți greșelile, asumându-ți trecutul, poți să treci mai departe. Trebuie să ierți, să mergi mai departe, trebuie să ierți ca să poți să încerci să te concentrezi foarte mult pe viitor, ceea ce e foarte important pentru noi, viitorul și prezentul. Din trecut noi trebuie doar să învățăm și atât. TV, îți mulțumesc foarte mult. Și eu mulțumesc și mă bucur că ești aici pe pământul tășuleasa socială, să zic așa. Super, mersi mult. Mersi și acum, ca să înțelegeți mai multe, Tibi împreună cu familia lui sunt implicați, au înființat o asociație non-guvernamentală în care au o intenție foarte, foarte frumoasă și au proiecte minunate. Doar printr-un proiect de-a lor, până acum au plantat peste 1 milion de copaci în pădurile din România. Fac educație montană cu copii, cu adulți, învață cum să se comporte pe munte și așa mai departe, și unul din proiectele lor cele mai îndrăznețe se desfășoară chiar acum, se numește Via Transilvanica, și ceea ce își propun să facă este să unească munții Călimani cu drobeta Turnul Severin printr-o alee montană. Wow, câteva sute de kilometri. Are o poveste de viață, cum spuneam, remarcabilă, impresionantă, pe care și-a și scris-o într-o carte foarte faină. Cartea se numește 27 de pași, Tibi Ușeriu, și o să vă citesc doar ce scrie pe spatele acestei cărți și rămâne să stabiliți voi dacă vă impresionează sau nu povestea lui. Spune în felul următor: lumea mă știe drept alergător de anduranță. Ce nu știe însă e povestea vieților mele paralele. Am fost pe rând slugă la cioban pe bârgaie, porcar în armata română, azilant politic în Berlin, pizzar într-un restaurant italian, bodyguard la un interlop sârb, martor într-o galerie de alba neagră în Gran Canaria și autor de jafuri armate. Am evadat din 2 închisori europene, dar nu și din a treia. Vânat prin Interpol, am devenit client al unei pușcării de maximă securitate, drept urmare, timp de aproape 10 ani am lipsit la apel din propria tinerețe, închis complet singur, între 4 ziduri albe foarte groase. Cei care au auzit de mine după ce am câștigat 6633 Arctic Ultra, este numele maratonului de care spuneam, cea mai dură competiție din lume, vor descoperi în această carte povestea mea așa cum nu știe și n-a auzit-o nimeni niciodată. La fel și cei care, fără să fi întrebat înainte, m-au ales ca subiect al examenului de capacitate la limba română. Cam așa sună cealaltă parte a vieții lui și în cartea asta veți afla o poveste care efectiv e senzațională, cum a trecut el de la prizonier, de la gangster, la recordman și omul care a terminat de 3 ori în cea mai dură competiție din lume, primul loc. O parte din banii de achiziționare a acestei cărți, 50% din banii de achiziționare a acestei cărți, merg către unul din proiectele lor caritabile, proiectele lor sociale la care lucrează. Puteți afla și mai multe lucruri dacă intrați pe tasiuleasasocial.ro. Voi lăsa link-ul și în descriere. Și sper doar că e o poveste care vă inspiră și pe voi. Pe mine m-a inspirat foarte mult. O zi minunată vă doresc. Ciao, ciao. Sunt la kilometru 7 de alergare în fruntea cursei. Și unul din colegii mei participanți la această alergare e nimeni altul decât ultramaratonistul Tibi Ușeriu. Și chiar acum facem o sesiune de coaching în alergare, de alimentație și pe sport. Da, evident, evident. Dar știi ce e interesant? Că dacă nu avea problemele pe care le avea, probabil nu ajungea să aibă puterea pe care a avut-o să facă ce a făcut el. Știi? Asta cred. Anyway, da, deci, cum zice și el, asumarea trecutului și învățarea din el, adică să învățăm din el, să nu repetăm neapărat, știi, mai ales lucrurile care ne-au făcut cum trebuie. Bun, revin la ce mai aveam eu aici, cred că câteva slide-uri. By the way, ăsta e, da, într-adevăr, Tibi Ușeriu e imaginea, dar liderul este Alin Ușeriu, fratele lui e un lider extraordinar, e un om care mută munții din loc. Bun. Ca să vă zic acum un pic ce s-a întâmplat după, by the way, chiar, cartea aia o recomand cu mare drag și căldură, o am aici în celul de vreo 3 ori, e foarte, foarte, foarte faină. Cartea e așa o poveste,
cum să zic, povestește omul ăsta, se conectează atât de puternic prin felul în care transmite mesajele, încât e o carte de cum e a lui Ion Creangă, cu amintirile din copilărie, dar mult mai fain, mult mai catchy, așa, te prinde mult mai mult. No, ce s-a întâmplat după toată treaba asta? Vă dați seama că microbul în mine s-a instalat și m-am focusat foarte mult pe munte, adică am rămas impresionat efectiv de calitatea umană care am găsit acolo. Prima oară cum am venit acasă, s-a întâmplat în 2018 școala asta și video-ul ăla, dacă ați văzut. Cred că la 2-3 zile după ce am venit de acolo, în august 2018, ce am făcut? Am luat WhatsApp-ul, am scris un mesaj standard în care am ieșit eu cu inițiativa, hai să mergem pe munte, deja aveam încredere, cunoșteam ce înseamnă să mergi pe munte, ce informații am nevoie să aflu, toate lucrurile astea. Și atunci am făcut un grup. De fapt, n-am făcut un grup, am făcut un mesaj standard pe care l-am trimis la câțiva cunoscuți, 10, 15, 20, câți am apucat eu din entuziasm atunci să trimit la cei din jurul meu de aici, din Sibiu. Și uite așa, am început să ies pe munte, să nu mai stau după nimeni, că na, m-am informat, m-am documentat, am prins încredere exersând și experimentând, evident. Și aici, de exemplu, uite, aici suntem la Cozia, aproape de noi, foarte, foarte mișto. Deci ai un view aici când ajungi, extraordinar. Vezi toată Valea Oltului până aproape de Sibiu și până aproape de Slatina, vezi aproape 200 de kilometri. Ceva extraordinar. Și asta, no, asta e gașca care a răspuns cu hai că merg și eu la mesajul pe care l-am dat. După aia, la câteva săptămâni iarăși, aici în Cindrel, aici aproape de Sibiu, unde am ajuns din nou pe vârf, 2300 de metri are vârful ăsta. Uite o poză de acolo, îmi place să cred că poza asta e cum e aia de la cover-ul, de la Windows 7 sau nu mai știu care, era ceva de genul. Aici a fost o gașcă, la sfârșitul zilei aveam 50.000 de pași, 36 de kilometri, am făcut vreo 12-13 ore, ne-a prins și o ploaie, în fine. Mai departe de atât, anul următor, ce-am făcut, tot ce vedeți pe aici prin poze sunt colegi de muncă. Am creat o inițiativă și am propus o idee interesantă în care vinerea, că e vinerea de obicei o zi mai relaxată așa în perspectiva fiecăruia, să ieșim vinerea care vrea din colegi de echipă, de departament și așa mai departe, care vrea să meargă la o tură pe munte, tură scurtă. Și uite așa, am creat și o inițiativă, s-a creat o echipă numită Social Slope și am început să o promovăm, să facem niște filmulețe faine, să le promovăm și ușor ușor să se strângă gașcă. El este, de exemplu, managerul meu, superiorul meu. Și uite, am ieșit prin, merge cu noi, băiat foarte fain și s-a strâns. Altfel, suntem colegi de muncă, ok, ne leagă munca, ne leagă contractual, ne dă un salariu și așa mai departe, dar relațiile pe care le creezi acolo și felul în care comunici și colaborezi unii cu ceilalți, în momentul în care ai astfel de activități, în momentul în care ai pasiuni comune, cred că este de la sine înțeles că altfel se întâmplă lucrurile, altfel colaborezi, mult mai ușor. Când crezi conexiune cu un om în afara jobului, unde nu vine și nu te leagă neapărat fișa postului sau salariu și așa mai departe, ci te leagă o valoare și o pasiune comună, altfel poți să colaborezi după aia, altfel poți să crezi rezultate mult mai interesante și așa mai departe. Aici sunt niște ture mai scurte de prin jurul Sibiului, după care... Da, au tot urmat o grămadă de ture, ba, acum am și un câine, doi chiar am în cameră aici, care merg cu mine pe munte, Max, ăsta negru merge cu mine peste tot, îl iau la alergări, am fost deja la competiții de alergare, e o plăcere, abia aștept vara asta, vreau să ies doar eu cu el câteva zile și mai mult familia s-a mărit și cu Maia, chiar ei doi dorm aici acum, dacă vorbesc un pic mai tare, cred că îi trezesc, dorm ca saci și căruță, dar când ieșim pe munte sunt foarte, foarte activi și e o bucurie pentru mine să fiu înconjurat de ei. Bun, și acum vine golul suprem, vine obiectivul, dar rezultatul cel mai mare în zona asta de munte. Am obiceiul în fiecare an să-mi fac un bucket list, așa, o listă de dorințe pe care mi-o pun într-un tablou și mi-o afișez undeva aici, pe peretele camerei. De ce? Ca să-mi aduc aminte de lucrurile alea și să le dau importanță. Că vedeți ce se întâmplă? De cele mai multe ori, o să vedeți, poate, ok, acum sunteți elevi, nu sunteți încă poate familiarizați cu greutățile cu care vin adulții și se plâng toată ziua, că trebuie să fac aia, am familie, am copii, am și așa mai departe. Și atunci ce se întâmplă? Când apar provocări mai mari,
și responsabilități mai mari, evident, trebuie să sacrifici ceva ca să faci altceva. Tot timpul este un preț pentru orice faci, știi? Trebuie să oferi ceva în schimb. Și atunci cei mai mulți oameni cred că asta fac. Renunță la timpul pentru pasiunile lor și se duc și fac alte lucruri și rezolvă probleme care apar în viața de zi cu zi și așa mai departe și într-un fel se neglijează. Dacă mă întreb pe mine, ăsta e cuvântul. Și eu pentru asta îmi fac un astfel de bucket list, să-mi prind aici cele mai importante lucruri pentru mine care mi-aduc o încărcare așa, mă încarcă cu energie și spiritual așa și sufletește și ca să nu uit de ele și să le dau importanță și să le adresez la un moment sau altul în timpul anului. Și în fiecare an îmi fac un astfel de bucket list și anul trecut, da, 2020, la începutul anului 2020, mi-am pus două chestii interesante aici. Am zis, băi, să fac un backpacking de 3 zile în România, în munți. Făcusem pe acela în școala de mers pe munte, dar nu aveam echipament, nu aveam multe chestii. Și atunci, ca să fac acest backpacking de 3 zile, am zis că mi-l pun aici ca și obiectiv și un obiectiv intermediar până să ajung să-l fac ăsta este să-mi procur echipamentul, să-mi iau găzda, să-mi iau cort, să-mi iau tot ce trebuie. După care am mai zis, bă, haide că am un pic de experiență, am făcut câteva zeci de ture, hai să ajung și eu pe vârfurile României, că sunt aici aproape și e păcat să nu merg. Și am zis să merg pe două vârfuri ca și obiectiv, să ating două vârfuri din primele cinci ale României, alea peste 2500 de metri. Și după aia a venit, uite, să alerg cu Max un semi-maraton, Max Kinner ăsta negru de aici. În fine, o să vorbesc despre astea două acum. Best Journey 2020, da, mi s-a părut cea mai interesantă. A venit pandemia, știți și voi cu toți, ne-am închis în case și, din când în când, latura asta socială pe care o avem și nevoia asta de a mai vorbi cu prieteni, cu oameni, cu apropiați, m-au făcea ca din când în când să mai invit pe cât un prieten la mine. Și am început să, la un moment dat, am pus astea două lucruri, am zis, bă, ce ar fi să le combin eu pe astea, mai ales acum că avem atâtea restricții, nu o să mai pot să fac tot felul de lucruri, ia să încerc eu astea două să le combin. Și am zis, am scos telefonul, m-am uitat pe Maps, am pus Moldoveanu și Negoiu, primele două vârfuri din România, la înălțime, și am pus să văd cât este pe Maps distanță între ele. Și când am văzut că sunt doar vreo 36 de kilometri, dar așa în linie dreaptă, nu fără diferență de nivel, adică prin aer, am zis, bă, cred că e bun de încercat. Cred că e achievable, cred că pot să-l fac. Și am zis, hai să combin eu, ce ar fi să combin eu astea două, adică să merg și 3 zile în munți, cu rucsacul în spate și să ating și două vârfuri, primele două vârfuri ale României în expediția asta. Și am început să vorbesc despre ideea asta până am mai găsit câteva 2-3 nebuni ca mine care au zis, da, bă, hai că merg și eu. Adică veneau prieteni la mine, le ziceam, bă, uite ce vreau să fac anul ăsta, uite, am aventura asta pe care mi-o propun foarte mult, mi se pare foarte interesantă și atractivă și provocatoare, pe de altă parte, dar vreau să o fac, vreau să o fac, vreau să o fac. Și la un moment dat, 2 sau 3 s-au strâns. Din nou, mă întorc la pasiune, da? Am găsit 2-3 oameni pasionați la fel de mult ca mine de munte, în care n-a fost nevoie să stau să trag de ei, să-i motivez, să-i împing de la spate și așa mai departe. Eu doar am zis, fraților, eu vreau să fac asta, dacă îți urâde și îți place, hai cu mine. Evident, oamenii care au aceeași pasiune și care au văzut în asta, într-adevăr, tot o plăcere, atunci n-a fost nevoie de mai mult de atâta, doar să setăm obiectivul ăsta împreună. Și pe măsură ce setasem noi ziua în care să plecăm, data, perioada, ne-am dat seama că avem nevoie de 4 zile, am început să creăm o hartă. Că trebuia, apropo de mersul pe munte, trebuie să te și informezi, da? Ziceam mai devreme, cum, unde merg, unde dorm, pe ce traseu merg, cum fac să nu mă rătăcesc, unde îmi pun cortul, de unde mi-au apă, sunt totuși 4 zile unde nu ai magazine, nu găsești Lidl-ul pe munte la 2000 de metri, da? Și trebuie totuși să ai pregătit și atunci ai nevoie de informații. Și am început să tot adunăm, să colectăm informații și am plecat, am început să vorbim cu oameni de prin jur și am făcut așa o hartă amicală, așa friendly, am desenat-o, eu cu încă unul dintre noi, în care am zis, bă, plecăm din Sibiu, mergem undeva, Victoria e o localitate în partea asta de Făgăraș, spre Transilvania, urcăm pe vârful României, pe acoperișul României, așa cum mai numit Moldoveanu, după aia de aici, de pe Moldoveanu, pornim spre Negoiu, coborâm în altă localitate, vreo 70 de kilometri, nu, 60 sau ceva de genul, între astea două, poate chiar mai puțin. Și coborâm aici în Porumbacu și ne întoarcem în Sibiu. Cam așa ne-am formulat noi o idee și după aia am început să ne informăm ce fel de trasee sunt, cât durează orele, unde găsim izvoare de apă,
Unde dormim, unde punem cortul. Și am scris aici, prima noapte dormim lângă lacul Iezer, plecăm mai departe, trecem pe lângă Salvamont, cabana pe Dragul, luăm de aici apă și așa mai departe. Ne-am făcut o hartă așa, ca să știm un pic cum abordăm toată treaba asta. Și o chestie foarte interesantă și foarte funny cu zilele de, cu vremea. Cât de important este vremea când mergi pe munte. Noi am pus asta ca să vă dați seama, având un program destul de încărcat, toată gașca care eram noi, ăștia 5, am zis, ne-am întâlnit, cred că prin aprilie și am stabilit data, bă, am zis, mergem în iunie. În primul rând, nu ai ce să cauți pe moldoveanul de, mai devreme de aprilie, mai, pentru că e zăpadă, e pericol de avalanș și alte lucruri. Și atunci mergi pe timpul verii. Și am zis, mergem în iunie, pornim, trebuie să fie un weekend, că na, lucrăm toți, nu, mobilitatea mai scăzută. Am zis, legăm un weekend cu două zile de joi și vineri și facem patru zile, așa, punem când? Mergem în 30 iunie, plecăm în 30 iulie și ne întoarcem pe 2 august. Și mă uitam pe vreme. Bă, și vremea puteam să o văd cu maxim 14 zile înainte. Și mă uitam pe vreme și vedeam ploaie, 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 ploaie. Până când la un moment dat, exact prima zi noastră de plecare, apare așa, un pic de ploaie și un pic de soare. După care apare soare, după care apare soare, după care din nou ploaie, 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 ploaie. Am zis, bă, dacă e vreun moment anul ăsta în care să facem treaba asta, că nu ai ce să cauți la 2500 de metri altitudine pe ploaie și furtună, pentru că nu există vegetație, nu există multe lucruri acolo, norii sunt treci prin ei efectiv și gândiți-vă ce se întâmplă când un nor se descarcă, da? Când există fulgerele, în cine de prima oară. Exact, ați nimerit. Dacă ești pe vârful muntelui, prima oară se descarcă în cel mai apropiat punct, adică tu ești, că nu ai văzut și în pozele de mai devreme, arbuștii sunt foarte mici. Și așa mai departe. Bun. Câteva poze de pe traseu. Uite cum norii veneau deja de jos, eram cumva deasupra lor, ne-a luat cățelul cu noi că n-am avut unde să lăsăm pe Maia, tocmai scăpase de niște pui pe care îi făcuse. Mă rog, aici am dormit prima seară, mergeam din nou pe creasta muntelui. Dar mai mult decât atât, uite Transfăgărășanu, văzut undeva de mai de sus, aici Maia era leșinată după două zile, în care Maia este mai degrabă, ok, Max merge bine la alergare, merge pe tot cu mine, dar Maia e mai câine modestă, mai de living, așa, mai de dormitor și nu prea e obișnuită, dar a făcut față cu brio, deși la prima, la fiecare oprire, dacă era 10 minute oprire, o găseai dormind, la modul ăsta. Și chiar aici vreau să vă arăt un video foarte, foarte fain care a reieșit și care transmite, să zicem așa, o emoție, cel puțin pentru mine, mai ales că am fost participant acolo, o emoție destul de puternică.
Da, cam așa a fost în câteva minute toată experiența asta și mi-am dat seama că s-a cam terminat timpul. Domn profesor, o să închid imediat. Nu intrăm peste nimeni, am zis, nu? Ca și... Bine, am un pic să oprim aici. Ne întoarcem la asta. Ok. Bun, pentru că am promis că vreau să și discutăm un pic la sfârșit, dacă sunt întrebări. Hai să mă întorc la slide-uri. Cred că nu mai am nimic pregătit. Da, dacă cineva simte că are nevoie de ceva mai multe informații despre mersul pe munte, am pregătit un material foarte valoros cu foarte multe lucruri despre... hai să vă citesc ce scrie aici și practic asta conține acest material. Ce trebuie să știi când mergi pe munte? Pe munte există și reguli scrise și nescrise. De cele mai multe ori sunt reguli nescrise, lucruri ce țin de etică față de munte și etică față de alți drumeți. Știu la ce te referi când spui reguli de bun simț, dar de multe ori și acestea pot fi interpretate greșit. Unii lasă alimente în refugii cu bună intenție de a ajuta pe ceilalți drumeți care vor sta acolo, însă pot să lase alimente perisabile care se pot strica sau care pot atrage urși. Deci asta zic că există reguli scrise și nescrise. Am pregătit un material pe care sunt dispus să-i fac sharing cu voi fără niciun fel de problemă, în cazul în care simțiți că vreți să aflați mai multe lucruri. Ce informații trebuie să știți, ce echipament, ce mâncare și lucruri de genul foarte valoros. Îmi spuneți la sfârșit dacă vă ar ajuta un astfel de material. Și mai departe mai sunt și mai putem sta, dar nu e momentul acum. Mai aveam un video, mai aveam mai multe lucruri, dar... Eu cred că mesajul important ăsta este cu care eu personal aș vrea să rămân. Dacă nu-i scos, te vezi foarte bucuros. Uite, aici este un exemplu din calendarul meu în care, ce vedeți cu albastru, sunt puse diferite activități care sunt pasiunile mele. Eu personal, acum mă întorc și la titlu, de ce să investești în pasiunile tale. Eu personal investesc foarte mult în ele pentru că sunt sursa mea de energie. Și în loc să fac ce fac majoritatea celor din jurul meu, adică să neglijez pasiunile pentru a mă afunda în lucrurile care și responsabilitățile de zi de zi și a rămâne fără energie și a mă sufoca, mai degrabă îmi blochez un timp, fac ceva ce e pasiune pentru mine, mă încarc cu o energie foarte bună și după aia pot să merg și să livrez orice la un alt nivel, pentru că energia asta pe care mi-o primesc din pasiune, nu știu ce altceva poate să-mi dea, nimic nu poate să-mi dea la nivelul ăsta. Cam atâta, dragilor, pentru astăzi. Cu mare plăcere, dacă va fi cerere și altă dată, poate și în școală pot să vin. V-am lăsat aici și Facebook-ul meu, YouTube-ul, Instagram-ul, dacă vreți să ne conectăm fără nicio problemă. Pe YouTube mai încarc videoclipuri din diferite experiențe. Facebook-ul folosesc mai mult decât Instagram-ul. Dacă simțiți că aveți nevoie de orice fel de întrebare, neclaritate, pentru orice lucru, fără grijă, contactați-mă, scrieți-mi, spuneți-mi că ați fost în apelul ăsta și că ați aflat ceva de la mine și aveți vreo întrebare, fără doar și poate putem să răspundem la ea, să ne conectăm. Cam atât din partea mea. M-aș întoarce un pic spre voi acum, o să opresc share-ul și vreau să vedem întrebări dacă sunt, dacă aveți orice fel de curiozitate. Orice feedback e binevenit. Dacă nu, o chestie cu care v-a plăcut, o chestie care v-a plăcut, orice lucru care simțiți că vreți să-l adăugați. Fără grijă, nu mușc pe nimeni, sunt... Daniela, vrei să zici ceva? Cred că ai microfonul oprit. Alexandra, sper că nu ai plâns din cauza filmului. Te-am văzut că te frești la ochi mai devreme. Ok. Foarte bine. Avem nevoie de oameni ca tine, mai sensibili. Exact. Cred că ai punctat ceva foarte bine, domn profesor, aici. În orice faci, până la urmă, trebuie să începi de undeva și trebuie să începi progresiv. Gândiți-vă în ce stare eram eu dacă atunci când eu abia mă duceam până aici pe munte într-o gașcă de 20 de ani și mi-ar fi zis unul, mâine te duci pe Moldoveanu. 3 zile cu rucsacul în spate. Panic zone. Vă dați seama că nu eram familiarizat cu treaba aia, mă speriam și atunci nu pot, exact cum în completarea ce zice domn profesor. Și aici încă o dată, nu vorbim de mers pe munte, vorbim de orice lucru care vrem să-l facem. Că e pasiune sau că e o chestie pe care vreau să o fac, e un obiectiv de-al meu, vreau să învăț o materie nouă, vreau să învăț să cânt la un instrument muzical. Începe de undeva, începe cu ceva mărunt, începe cu pași mărunți și ușor, ușor, în momentul în care intri în zona aia, cum a zis și domn profesor, ajungi pe stadion,
Poate e de ajuns prima zi, de ajuns să faci doar atâta lucru. Următoarea zi poate faci 3-4 exerciții și așa mai departe. Din momentul în care ajungi deja în mijlocul acțiunii, ușor, ușor o să vezi că încep să apară oameni care au aceleași obiective ca tine, apar informații noi pe care nu le știai dacă stăteai pe canapea în living înainte și lucruri de genul ăsta. Adică totul se învață prin experimentând. Ok, școala ne dă foarte multe informații și foarte bine că facem asta, dar uite, ne dă și experiențe și trebuie să profităm de informațiile alea, să le transformăm în experiențe, ca să rămânem cu ceva. Deci, da, bun exemplu ăsta cu mine, copii, dacă eu am făcut-o, nu am nimic special în plus față de voi, dragilor. Adică dacă eu am făcut-o, și eu eram acum 10 ani, eram tot așa pe băncile liceului teoretic, habar n-aveam ce la munte, habar n-aveam ce e la un stadion de fotbal în afară de ăla din parc și câteva din jur. Adică dacă eu am putut să o fac, cu siguranță și voi puteți să o faceți și eu chiar cred în fiecare dintre voi. Țineți-vă dorința aia ascunsă, adică țineți-vă o flacără aia prinsă, motivația aia, ce lucrurile care vă plac foarte mult, aveți grijă de ele, protejați-le și dați-le atenție și de acolo o să se întâmple lucruri magice. Mult succes vă doresc! Mult succes vă doresc mai departe, cei care mergeți la facultate, cei care sunteți încă în liceu. Încă o dată mă bucur foarte mult și felicitări și domnului profesor și liceului. E ceva extraordinar să fac astfel de evenimente. Mi se pare ceva foarte, foarte valoros și mi-ar fi plăcut să am și eu, să accesez și eu așa ceva acum 10-12 ani. Și da, cu mare plăcere, dacă mai sunt ocazii, eu vin, pot să povestesc multe lucruri pe lângă munte. Și da, mă bucur încă o dată că am fost aici și că m-ați ascultat. Vă mulțumesc și mult succes!